nu este o formulă prin care să... O altă componentă este manovera, că majoritatea fabricilor sunt în afara țării. Bună din nou! O altă greșeală, probabil și cea mai des întâlnită, este să pleci la drum cu un buget nerealist. Ei bine, fiecare casă, fiecare proiect, fiecare amenajare este unică și este adaptată pretențiilor tale, este adaptată suprafeței pe care vrei să o construiești. Ei bine, la acea suprafață construită, doar din volumetrie, pot fi diferențe de 20% la costuri. Aud cel mai des și văd în mediul online întrebări cât costă metru pătrat materialul sau cât costă metru pătrat manovera sau cât costă metru pătrat de construit la gata sau cu tot cu materiale. E bine, nu este o regulă, nu este o formulă prin care să estimăm corect aceste cheltuieli pe care le vom avea. Și asta din lipsa experienței. Chiar dacă alegem să facem lucrarea cu un antreprenor general, tot pot apărea schimbări de situație. Cel mai bine este să îți planifici fiecare etapă în parte, să-ți dimensionezi un proiect realist, adaptat bugetului tău și să nu-ți faci speranțe că îți vor ajunge banii până la finalul lucrării. De obicei, spre sfârșit, banii se cam termină și atunci apar compromisurile. Pot să vă spun că materialele de construcții sunt mai scumpe în România, poate la aceeași calitate ca cele din afară, dar pentru că majoritatea fabricilor sunt în afara țării, ele transportându-se în România ridică costurile. Așa că nu este în regulă să luați ca și etalon prețurile de afară. Cel mai bine ar fi să fie adaptate la România. O altă componentă este manovera, care într-adevăr este mai mică în România, este mai ieftină, dar asta și din cauza performanțelor și din cauza la foarte mulți evazioniști care nu lucrează cu forme legale și în acest caz nu poți să-i constrângi atunci când îți greșesc sau când pur și simplu îți livrează o lucrare defectuoasă. Nu ai cum să-l tragi la răspundere pentru că nu există aceste reglementări și se poate lucra foarte mult la negru. Atunci tu trebuie să mai repari încă o dată, trebuie să mai faci încă un compromis, să mai cumperi încă o dată materiale, ceea ce îți poate afecta din nou bugetul. Așadar, sfatul meu este să pornești la drum cu un buget realist, să-ți iei acolo în plus și un procent de 20-30% de cheltuieli neprevăzute, pentru că cu siguranță nu poți estima anumite etape pe care tu nu le vezi. E posibil să nici nu știi că există acele etape intermediare de construcții. Și atunci este bine să fii foarte atent și să nu iei în calcul ceea ce auzi în mediul online și să filtrezi foarte bine aceste informații. Îți mulțumesc că mă urmărești și îți doresc mult succes în proiectele tale.